feiere în Europa, referitor la primul război mondial. În Franța avem 4 mausolei, la Mărăș, la Soveja, la Focșan și acesta la Mărășești. Acesta este cel mai mare, pentru că aici sunt îngropați 5073 de soldați români din primul război mondial. Ei sunt așezați în loc comune și vizite individuale. Actul de îndemnire este ca un certificat de naștere al acestui mausoleu. Aici ne spune despre cei care au lucrat la picturile, sculpturile acestui mare monument. Singurii care au donat a fost boierul Negropontes, care a donat 20 de hectare de pământ, suprafața pe care este construit mausoleu, și 30.000 de lei bani în aur. Și regele Ferdinand, 50.000 de lei bani în aur. Vă spuneam că pe toată suprafața mausoleului avem 9 grupi comune. În fiecare groapă comună se află câte 300 de soldați și în cripta individuală câte 27 de soldați. Iar la mijlocul mausoleului, unde avem și capela acestui mausoleu, și nu este numai mausoleu, este și biserică și poartă denumirea de Biserica Neamului, cu hram la 6 august, pentru că la 6 august în fiecare an se serbează Ziua Eroilor, cu sobor de preoți și defilează și armata în cinstea lor. Printre care avem și pe Măriuca Zaharia, fetița din Nuc, fetița care dădea informații soldaților români. S-a urcat într-o Nuc din grădinii, înlocuind pe fratele ei mai mare Ion. A avut aceeași soartă ca și el, fiind nimerită în inimă de inamicul german, cărată chiar de bunicul ei în casă, unde și-a pierdut viața. Ea aici se află. Vedeți macheta ei pe post de observator. Groapa comună cea mai mare, cu 600 de soldați. Unde? Aici, aici, da? Da, unde este și capela acestui cimitir. Aici este proclamat războiul, prima zi de război. Țăranul român, așa cum era el, se zice că cu sapă, cu un topor, cu ce avea el, era luat de acasă și trimis în luptă să-și apere țara. Și pe tot parcursul mausoleului sunt foarte multe informații și uniforme care aparțin generalilor, soldaților. Această pictură începe de la daci și până în 1918, când s-a înfăptuit unirea de la Alba Iulia. Uitați trusa medicală, care a fost folosit în primul război mondial, Regina Maria fiind mama răniților. Și apoi aici mai avem iară pe fetița de 12 ani. Și apoi brevetele acolo și aici iară este o vitrină frumoasă cu portretul Ecaterinei Teodoroiu și ciorăpei și mie ei. Este impresionant. Cât chin și câtă trudă.